Analfabetul. Comedie de Branislav Nușici. Interpretează Toma Caragiu, Coca Andronescu, Florin Vasiliu, Mihai Pălădescu și Horia Căciulescu. Comunicați, vă rog. Mai domnul Mica a venit? A venit să trăiesc, domn prefect. Du-te și spune-i să vină imediat aici. Am înțeles. Amânarea, domnule. Bună ziua, domnule Mica. Ia loc, te rog. Avem o chestiune importantă, da, domnule Mica. Ați primit vreo depeșe? Da, de la minister, poftim, citește-o. Citește, te rog, tare, tare. Comunicați cât mai curând posibil dacă în județul dumneavoastră sunt analfabeti. Ei, ce zici de asta? Asemenea lucru, domnul meu, telegrafiază un ministru prin depeșe deschisă. Vezi, domnule Mica, unde am ajuns de când avem ministri din ăștia tineri. Cum, domnule? Asemenea întrebări se pun în mod public. Pe vremea când miniștrii erau numai oameni cu părul alb, raportam prin depeșe cifrată până și starea timpului. Domnule ministru, am onoarea vă raporta că asta noapte a nins în județul meu. Te întreb probabil de ce cifrat, pentru că s-ar putea, domnul meu, ca ministru, din motive politice, să considere că nu e indicat să se știe că a nins în județul meu. Păi așa se lucra pe vremuri. Astăzi însă vezi și dumneata ce se poate comunica prin depeșe deschise. Și acum, domnule Mica, da, te întreb pe dumneata, care ești de aproape 4 ani în acest județ și îl cunoști mai bine decât mine, ce crezi avem în județul nostru Valamba, feți analfabeți? Domnule prefect, bucuros v-aș spune dacă aș ști ce înseamnă analfabet. E, bravo, păi tocmai asta nu înțeleg nicio. Bine, domnule, dar nici măcar nu bănuiești despre ce e vorba. Ce să știu? Cred că e ceva politic. Păi, la cea bună, oricine își dă seama că e ceva politic. Și după cât se pare, ar fi vorba de un partid. Dar care anume? Eu am auzit de liberal, de radical, de nihilist, de revoluționar, dar am bafez de ăștia. Analfabet, drept să spun, cred că în județul nostru nici nu există. Nu cred. Dar parcă poți să știi de unde sar iepurile, să fie cumva un partid secret. Ce zici? Nu există așa ceva în județul nostru și cu atât mai mult aici în oraș. Avem noi unul cam într-o doagă, e vorba de dogarul Pera, care ne cam dă de forcă așa. Pe gardianul nostru l-a bătut cu doaga de la butoi, pe comisarul Zveta l-a și înjurat. Dar în fel e un om cum să cade, știi, merge la biserică, aprinde făclii la sărbătorile naționale. Ascultă, domnule Mica, oare aceștia analfabeți ăștia sunt potrivnici regimului, statului sau orânduirii noastre? Nu știu, dar ceva nu e în regulă cu ei. E, bineînțeles că sunt de aceeași părere, sigur, dar împotriva cui ar putea să fie? Ce crezi, dumneata? Ce să știu, dumneata? Păi, dar cum ar... Ar trebui să vedem ce și-a notat domnul Zveta despre asta. Ce vrei să spui? Știți, domnul Zveta când citește ziarul și dă de un cuvânt necunoscut, îl notează, știți, într-un caiet și pe urmă caută să afle ce înseamnă. O face așa, ca să se cultive. Are un întreg vocabular. Ca să se cultive, zici? Da, da. E, uite, pe asta n-am știut-o, foarte frumos în partea lui. Să vină domnul Zveta. Uite, spune-i să aducă caietul cu cuvinte străine. Cum ai spus? Mai bine îi spun eu. Străine? Da, străine, da, străine. Zveta, la domnul prefect, ia și vocabularul, caietul tău de cuvinte străine. Dumneata, poți să pleci. Îmi pare bine pentru domnul Zveta. Cât trăiește, omul trebuie să învețe. Mă bucur să aflu că acestui tânăr îi place atât de mult să învețe. La fel eram și eu și, ca să fiu sincer, nici nu m-am schimbat. Poftim, poftim. Intră, domnule Zveta. Să
Să trăiți-am onoarea, domnule prefect. Bună ziua, domnule Zveta. Aud lucruri frumoase despre dumneata. Mă bucur din toată inima, de aceea te-am și chemat. Mulțumesc. Avem nevoie de vocabularul ăsta, dumitale. Uite, am întâlnit un cuvânt străin și nu mi-amintesc ce poate să însemne, știi? Spune-mi, ce cuvinte ai dumneata la litera A? A? Nu sunt după alfabet, nu. Le-am trecut aici la întâmplare, în ordinea în care le-am găsit. De bine, atunci ia-le la rând, știi? Poate că o să dăm pe el, știi? Da. Citesc. Da. Carieră. Ce înseamnă? Carieră. Carieră, numire în funcție superioară. Avansări. Avansări, bine, bine asta, citește mai departe. Rivali. Rivali. Rival se cheamă când doi umblă după aceeași demoazelă. Demoazelă, mai departe. Criză. Asta cum ai lămurit-o? Criză. Da. Criză e atunci când demisionează guvernul. Exact! Pentru că în cazul când demisionez eu, nu mai e criză. De aceea nici nu-mi dau eu demisia așa de repede, știi? Mai departe. Cochetă. Ce e? Cochetă e femeia când își ridică fustele. E foarte bine asta. E foarte bine. Mai departe. Optimism și pesimism. Vedere în roz și în negru. Aici vă dau eu o lămurire mai bună. Da? Ci că în fața unei bucăți de brânză cu găuri, optimistul vede numai brânza, pe câte vreme pesimistul vede numai găurile. Bună, poate! Excelent! Mai departe, darule. Zeta, ia. Anacronism. Aici. Anacronism când se pune o dată anterioară pe un act. Asta e pentru domnul Mica. De ce pentru mine? De ce? Ai uitat că ultima hotărâre de despăgubire ai datat-o cu 20 de zile în urmă, eh? Fiindcă atunci avusese loc execuția prin licitație. Bine, 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 lasă, lasă, hai, citește mai departe. Perspectivă. Cum? Perspectivă. Asta ce e? Perspectiva e ceea ce se află doar în scrieri, dar nu și în realitate. Așa ceva nu se numește perspectivă, ci manco. Manco? Se află în scripte, dar banii nicăieri. Află de la mine, e manco. Și pentru manco ajung unii la închisoare. Încă n-am auzit să facă cineva închisoare pentru perspectivă. Nici mai eu. Nu, 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 nici eu. Mai departe, ia să vedem. Prostituție. Asta înseamnă legături josnice cu femeile. Adică neobrăzare. Păi de ce nu-i spui așa? Da, ar fi mai bine. Uite ce, noi nu o să putem merge cu vocabularul ăsta până la capăt. Vezi ce, vezi ce cuvinte mai ai acolo care încep cu A? Cu A? Cu A. Spui câte sunt... Am găsit. Asfalt. Altceva? Apel. Mai departe? Ananas. Ha! Dom'le Mica, ăsta seamănă cu cuvântul nostru. Seamănă. Ia spune-ne, domnule Zveta, ce e ananas? Da, scrie aici. Da. Ananasul e un fruct care se mănâncă. E bun la gust. Vezi dacă găsești ceva care începe cu Ana și care nu e de mâncare. Exact. Exact. Nu, nu, nu. Nu mai am niciun cuvânt cu A. Păi atunci la ce bun cu vocabularul ăsta dacă nu-i servește omului la nevoie? Ascultă! Stai. Poate știi dumneata ce înseamnă cuvântul analfabet. Cum ați spus? Analfabet. Analfabet. Nu știu, nu cunosc cuvântul, domnule prefect. Nu-l cunosc. Păi, citește telegrama asta, așa poate vei afla? Da. Vă rog, răspundeți că la județ...
Nu înțeleg, dar aș zice, domnule prefect, că e un cuvânt politic. Politic? Asta știm și noi că e politic. Cine nu știe că e politic? Dar ceva mai mult poate poți să ne spui dumneata. Vă pot spune ce am observat de când mă ocup cu vocabularul meu. Așa. Domnule prefect, să știți, toate cuvintele care încep cu an înseamnă ceva periculos. Aoleu. Da, ceva vătămător. De pilă. Antidinastic. Anarhie. Anghina. Anticrist. Anticariat. Și ananas. Cine știe, unele fructe sunt periculoase. Tot ce se poate, dumneata, ce crezi? Cine ar putea fi așa de periculos în orașul nostru, domnule Zveta? Sunt tot felul de oameni și... După părerea mea, inspectorul școlar e un om periculos. Critică în stânga și în dreapta, nimic nu e pe plac, la orice se împotrivește. Și nu e înscris în niciun partid. Cum și credeți că el e analfabetul? Analfabetul? Tot ce se poate. Să știi că așa e, cu siguranță că inspectorul e analfabet. Asta-i și părerea mea. Stai, că acum înțeleg eu anumite lucruri. Când l-am întrebat, ascultă, domnule inspector, cum se face că nu te înscrii niciunul din partidele noastre, știți ce mi-a răspuns? Ce-a? Partidul meu e școala! Ca să vedeți ce zace în el. Închipuianul nu încape niciodată. Ăsta e analfabetul și nimeni altul. Unde mai pui că și de mine a vorbit odată. Despre contul de la bancă. Lasă contul, că a spus el altele și mai și. De mult mi-a dat de bănuit, domnule prefect. Eu cred că avem un analfabet. Altfel, ce rost ar avea telegrama ministrului? Noi putem răspunde, n-avem. Să ne spună pe urmă că n-am vegheat și nu ne-am sinchisit. Ai dreptate, domnule Mica. Domnule Zveta, ia loc și scrie. Da, domnule Bede. Domnului ministru de interne, adeveresc primirea de pești din 24 curent, cunoscând prea bine... Domnule prefect. Da, ce este? Vă rog, mai rar. Da, bine. Cunoscând prea bine situația generală ca și cea politică din regiune, sigur, am onoarea vă face cunoscut că aici, în județul meu, nu sunt și nici în oraș analfabeți, afară de un singur, și acesta e inspectorul școlar. Rog, transmiteți ce măsuri să iau împotriva acestuia. Prefectul județului. Ai scris? Prefectul județului. Da. Uite cifru și du-te în biroul dumitale. Încui ușa să nu te tulbure nimeni și cifrezi textul. Dă-i zor, domnule Zveta, dă-i zor să termin cât mai repede. Da, am înțeles, mă întorc imediat. Trebuie să spun, domnule Mica, parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă, zi? Păi cum să-i fi răspuns altfel domnului ministru? Ce puteam să-i telegrafiez? Nu știu ce înseamnă analfabetul. Așa, când va citi răspunsul meu, o să spună, iată, un prefect care cunoaște situația și județul ca buzunarele sale este. Așa e cum spuneți dumneavoastră, nu-mi cade îndoială. Numai că mie nu-mi place să mă amestec în treburi de familie, dar am aflat unele lucruri. Vorbește fără înconjur, domnule Mica. Mi-e foarte... Cumnata dumneavoastră. Ce-i cu ea? Știți, se șoptește prin oraș că îi face ochii dulci inspectorului școlar. Asta-i prea de tot. Se vorbește mult de treaba asta și ar putea să vă... înțelegeți. Nu cumva crezi că între cumnata mea și analfabetul ăsta este... Ce cuvânt străin ne-a spus domnul Zveta în legătură cu femeile? Este cum mi se pare ananas. Ananas, ăsta este. Cum adică, crezi într-adevăr că e ananas între ei, domnule? Nu știu, da, cred că ar fi mai bine să puneți capăt chestiunii. Vezi bine că am să o fac și fără nicio întârziere, chiar acum. Să trăiești, domn prefect. Tu te și cheamă pe domnișoara Mița, spune-i să vină imediat aici, am o scrisoare pentru ea. Știi? Mița? Da. Știi, domnule Mica, nu vreau să discut de față cu nevastă mea asemenea chestiuni, pentru că i-ar lua apărare imediat. Eu am să mă retrag, nu se cade să dojeniți în prezența mea. Da, bine. Bine, domnule Mica.
cumnate, am aflat că ai o scrisoare pentru mine. N-am nicio scrisoare, dar vreau să vorbesc cu tine. Da, te ascult. Ascultă, în familia mea nu vreau să am ananas. Ce ananas? Crezi că nu știu că te întâlnești cu Alain Buffett, ăla? Alain Buffett? Analfabetul. Care e analfabet? Inspectorul școlar. Dar e un om foarte instruit. Instruit? Firește că e instruit. Dacă e analfabet, trebuie să știi că e un om foarte periculos. Păi, te sigur că nu-i deloc. N-o fi pentru tine, dar e pentru țară. Așa e cum ți-am spus, nu care cumva să te mai văd cu el. E analfabet și nimeni de la prefectură n-are voie să mai vedea face cu el. Poți pleca și să nu mai aud vorbindu-se de chestiunea asta în casa mea. Dumnezeule! Hai, hai, hai tu de acasă, tu de acasă, gândește la ce s-a spus, hai! Să trăiți, domn prefect. Cheamă-l pe domnul Zveta. Pe cine? Zveta. Da, da, da. Am terminat de cifrat telegrama, domnule. Ai lucrat cu atenție? Fiți fără grijă. Bine, dă s-o semnez. Acum o duci chiar dumneata la oficiu și stai lângă telefon. Îi spune, transmite totul pe urmă, vii și-mi raportezi. Am înțeles. Du-te, du-te, domnule Zveta. Poftim, poftim, dragă cumnată, citește! Ce e asta? Inima și am trimis un bilețel cerându-i să-mi spună dacă este analfabet. Dar cum se face că ai și primit răspunsul? La ora asta este totdeauna la școală peste drum. Și asta o știi? Da, după cum vezi știu. Iar acum știu și cine este analfabet. Nu mai spune, da, da. Cine e? Citește, citește și dumneavoastră și vei afla. Dar ce ți închipui că nu știu? Stimată domnișoare, așa. Cuvântul analfabet Bet înseamnă o persoană care nu știe nici să scrie, nici să citească. Da. Astfel că eu, ca inspector școlar, pot fi socotit în cea mai mică măsură analfabet. Socot că cineva a vrut să facă o glumă cu dumneavoastră și v-a tălmăcit în mod greșit acest cuvânt. Stai, cum adică? O persoană care nu știe nici să scrie, nici să citească, cum așa? Păi cum așa? Cine și-a bătut joc de mine? Păi asta e, stai, 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 stai puțin să vin în fire, nu se poate, nu se poate. Cine jucăm de uite, Boba, nu e Boba. Adineaur îmi spuneau cu toții că stai puțin să-mi amintești cine a fost primul care mi-a spus. Unde e ăla cu vocambularul? Să-mi e ăla cu vocambularul! Aha, s-a dus cu depeșa, fuga! Dă-mi fuga și oprește-l! Să trăiți, domn prefect! Cheamă-l imediat pe domnul Mica! Mica, da. Îngrozitor! Îngrozitor! Uite, uite, uite ce mi-a făcut Zveta cu vocambularul lui analfabetul ăsta! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ne-am dovedit cu toți analfabetul. Uite, citește biletul ăsta! Acum spui, oh, dar cine îmi spunea din aurul inspectorul e un om periculos? Toți mi-ați împuia capul cu prostii, cu gândul la carieră, nemaipomenit. Iar eu m-am luat după voi și m-am grăbit să trimit ministrului de peșa. Stai, poate că l-a plecat, dați fuga, opriți-o. Te rog, domnule Mica, du-te până la dușă și spune lui Zveta să oprească. Gata, gata. Cum ai și... Da, s-a făcut, chiar în fața mea. Pentru numele lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu, cine te-a zorit așa? Ce mă fac, oameni buni? Spune și voi ce mă fac! V-a pierit glasul, dar din aurul tăs, mă sfătuiați, mă ajutați, mă... Ne-a Dumnezeu, ta să pui pe foc vocambularul ăștia, l-ați păcut bașnă cu minte străine! Dumneata, domnule Mica, dacă vrei să știi cine e periculos aici, apă, că cel mai periculos dintre toți ești chiar dumneata. Chiar dumneata, ție, Mița, ți iert chestia cu ananasul, dar mie ce mai îmi pot spune? Singura mea mângâiere e că la ora asta domnul ministru știe cine e analfabet aici. L-am informat bine și la timp.
Ați ascultat Analfabetul, comedie de Branislav Nușić, traducere de Nicolae Popovici. Distribuția a fost următoarea: prefectul Toma Caragiu, Mica Mihai Pălădescu, Zveta Florin Vasiliu, Mița Coca Andronescu, gardianul Horia Căciulescu. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.